Octombrie 2020, ce mai lună a fost pentru mine. Prima dată am luat mare țeapă cu chiria la București de aproape 3000 de lei, apoi s-a întâmplat ceva rău pe plan personal despre care nu o să vorbesc acum și cireașa de pe tort mi-a fost furat și canalul de YouTube. 2020, când credeai că nu se poate mai rău. Ei bine, se poate. Lăsând totuși gluma la o parte, 2020 nu cred că a fost un an prea reușit pentru nimeni, dar pe canalul ăsta vorbim și despre lucruri bune, dar și despre lucruri mai puțin bune. Am încercat în acești aproape 3 ani de când fac YouTube să creez o comunitate care să fie unită și să se ajute atunci când e nevoie și asta încerc să fac și prin videoclipurile pe care le postez. Din fericire mi-a fost confirmat acest lucru săptămâna trecută când probabil unii dintre voi știți că mi-a fost furat canalul de YouTube. Am vrut să fac acest videoclip pentru a vă explica ce s-a întâmplat, a vă mulțumi pentru tot sprijinul și ajutorul acordat și nu în ultimul rând pentru a atrage niște concluzii și învățături ca să nu se mai întâmple nici pentru mine, dar nici pentru voi. Asta pentru că nu sunt singurul căruia i-a fost furat canalul de YouTube, contul de Instagram sau chiar site-ul web. Sunt o grămadă de excroși pe internet care abia așteaptă un moment de neatenție al tău să-ți fure până la urmă locul unde ai depus pasiune, muncă și sudoare într-o secundă. Sper doar că acest video să fie de folos cuiva, așa că să începem. Totul a început acum aproximativ 2 săptămâni când am primit un e-mail în legătură cu o propunere de colaborare. Mai exact era vorba despre un program de editat videoclipuri numit Luminar Studio Pro pe care urma să-l promovez pentru un minut în unul dintre videoclipurile mele. Mi s-a părut interesantă ideea, mai ales că are legătură cu tipul de conținut pe care îl fac eu și putea fi de folos pentru unii dintre voi care vor să se apuce de YouTube. Am vrut să aflu mai multe despre acest program și mi-au propus să vorbim pe WhatsApp pentru că e mai rapid. Le-am dat numărul meu și am început să vorbim pe WhatsApp, ei folosind un număr de America, bineînțeles, fals. Le-am cerut mai multe detalii despre colaborare, după care mi-au trimis un link de la un site care părea foarte real și foarte bine făcut și probabil chiar este real. Am căutat această firmă chiar și pe Instagram ca să aflu mai multe și după cum puteți vedea chiar există o pagină care are aproape 66.000 de urmăritori. Deci totul părea legit, mai ales după cum vorbeau prin mesaje. Totul era foarte profesional. Am vrut să descarc programul și să văd cum funcționează chiar eu ca să fiu sigur că e totul în regulă și că e un program bun și bineînțeles ca să fac o promovare ca la carte. Mi-au zis că îmi dau early access pentru că programul nu era încă pus pe piață și că site-ul pe care mi-l trimiseseră anterior are probleme tehnice și că pot descărca programul de pe alt site. Mi-au trimis linkul de la acel site de unde pot descărca așa zisul program. L-am descărcat, bineînțeles ca un prost ce sunt, și era un simplu folder cu 3 chestii în el. 2 scripturi și un installer.exe. Am dat dublu click pe installer. Ce să vezi, nu merge, nu se deschide nimic. Și după 2 minute, acel installer dispare de pe calculator. Le-am și dat mesaj că vezi, doamne, că nu funcționează installerul pe care mi l-ați trimis. Eu, deșteptul deștepților, am găsit soluția înainte să-mi spun ei ce să fac. Am dezactivat antivirusul. Deci pot să-mi dau seama cât de prost am fost. Câteodată mă uimesc și eu. Aici am vrut să ajung. Acești excroci asta urmăresc. Proști ca mine și ignoranți ca mine, credul ca mine, care habar n-au cum funcționează antivirusurile, habar n-au de metodele de protecție și oameni ca mine care habar n-aveau că există astfel de practici ca cineva să îți fure toate datele de pe calculator doar pentru că ai apăsat pe o iconiță de pe desktop. Până în momentul acesta, nici nu m-am gândit prea mult sau nici nu mi-a dat prin cap că ar trebui să-mi protejez mai bine conturile și parolele. Canalul meu de YouTube a fost făcut printr-un cont Google, iar acel cont Google are și el niște metode de protecție, iar eu nu aveam niciuna activată. Nu aveam număr de telefon pentru recuperare, nu aveam adresă de e-mail pentru recuperare și nici verificarea în 2 pași. Toate astea pentru că pur și simplu nu știam. Nu știam de existența lor, nu știam de existența acestor metode de protecție, nu știam de existența acestor excroci hacker care fură conturi, nu știam. Și sper ca măcar prin acest videoclip să învăț eu, în primul rând, dar și cei care vă uitați la mine că trebuie să-ți protejezi mai bine conturile de orice tip. Pentru că mai ales cu această pandemie, când toată lumea nu mai știe cum să facă bani, există un număr crescând de hackeri care sparg conturi și fură tot ce ai tu mai depres ca să facă bani ei.
pentru interesul lor propriu. Și fac acest lucru și cu conturile foarte, foarte bine protejate. Spre exemplu, site-ul Academiei de Studii Economice a fost spart. Îți pot fura datele, îți pot cunoaște adresa, îți pot fura banii, pot face orice dacă nu ești atent. Există pe lumea asta oameni răi cărora nu le pasă cât ai muncit la acel lucru, le pasă doar de ei și vor să facă bani furând de la tine. Și nu ai cum să-i oprești decât protejându-te și fiind precaut. Și câteodată înveți asta prin metoda grea, trecând prin acele lucruri, așa cum mi s-a întâmplat mie cu chiria și cum mi s-a întâmplat cu canalul de YouTube. N-am fost atent, n-am fost precaut și m-am ars. Așa că intră acum pe toate conturile tale și activează toate metodele de protecție posibile. Nu intra pe site-uri dubioase și nu apăsa pe acele reclame care spun că ai câștigat iPhone 12, că ai câștigat nu știu ce mașină, acelea conțin clar virus. Încearcă să-ți descarci un antivirus și nu-l dezactiva atunci când intri pe site-uri necunoscute sau vrei să descarci ceva de pe site-uri necunoscute, mai ales dacă nu știi că e o sursă sigură. Așadar, acești excroci cibernetici s-au dat drept altcineva folosind un site real ca să mă convingă și mi-au introdus virus în calculator prin intermediul linkului pe care mi l-au trimis, așa putând să acceseze datele mele și să-mi fure canalul de YouTube. Mi-au pus toate videoclipurile pe privat și au postat un live despre Bitcoin, unde bineînțeles nu erau ei, dar în descrierea live-ului erau linkuri de la site-uri deținute de ei. Următoarea zi, după ce am accesat și am instalat acei virus, m-am trezit cu canalul furat. Și am postat această postare pe Instagram în speranța că cineva mă poate ajuta, pentru că habar n-aveam ce să fac. Am reușit totuși să aflu de unde erau acei hackeri și vă las pe voi să ghiciți. Mai departe, la acea postare, voi în comentarii mi-ați spus pe cine aș putea contacta care m-ar putea ajuta. Și pe această cale vreau să mulțumesc din suflet câtorva oameni care m-au ajutat enorm și fără ei nu puteam să recuperez canalul. Unul dintre ei este Ciprian Lospa, care mi-a spus cum stă treaba și cum pot contacta mai repede pe cei de la YouTube ca să-mi recuperez canalul. Vreau să le mulțumesc oamenilor de la Noobs, care la fel am vorbit cu ei la telefon și m-au ajutat enorm. Vreau să-i mulțumesc lui The Link, care la fel mi-a răspuns la mesaje și m-a ajutat. Știu că a trecut și el prin ceva asemănător. Și nu în ultimul rând, prietenilor mei de la trupa Instinct, care mi-au împrumutat canalul lor ca să-i contactez pe cei de la YouTube. Fără voi, n-aș fi reușit. Aveți linkurile de la canalele lor în descriere, duceți-vă acolo și abonați-vă, dați-le like-uri, pentru că oamenii ăștia sunt minunați și merită. Mai departe, am reușit să vorbesc cu niște oameni de la Google care mi-au făcut legătura cu o echipă de la YouTube. Prin intermediul lor am reușit să îmi recuperez canalul într-o săptămână și două zile. La două zile după ce a fost furat, sistemul YouTube a închis canalul deoarece a observat activitatea suspicioasă. Sunt foarte recunoscător că m-am întors, pentru că timp de o săptămână n-am fost bine, să zicem așa. Dar mi-am dat seama de un lucru foarte important. Mi-am dat seama că indiferent dacă îmi recuperam canalul sau nu, eu tot continuam să fac YouTube. Pentru că simt că pe această platformă mi-am găsit o voce, mi-am găsit pasiunea și indiferent, mereu mi-am zis asta, indiferent de ce se întâmplă, nu renunța la visurile tale. Și a însemnat foarte mult ajutorul vostru, pentru că mi-am dat seama că vă pasă. Și asta este extrem de important pentru mine. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat până acum și nu uita, până data viitoare, pune eu reușită, nu rateu! Pa, pa!